Agitație multă. Ce? De la asta. Că se vede care e armăsar. Păi are dita mai mădrunga. Se vede cel mai masiv. Uite, frate, din asta mai faci și mișto de mine, bro. Cu Dari în natura. Uite, uai! Mama, uite-te! Nu cred! Ia uite! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod! Și astăzi am plecat cu ATV-ul cu Dari la o plimbare. Prima dată când vine cu mine și mi-a zis că s-ar putea să fie ultima. A zis că pe mine nu mă mai prins. Și ne vrem să mergem către Șureanu. Și ea s-a speriat doar aici, urcând ăsta. Da, mai greu de atât. Da, lăsați-o pe ea să facă, să zică ea ce vrea. Dă să mănânc și un din ăla, ne-am luat. Oricum ne oprim la poarta Raiului și păpăm acolo. Am luat niște hot dogs din ăștia. O să păpăm că n-am mâncat nimic astăzi, am plecat așa pe burțile goale. Și prima dată când vine Dari cu mine, îmi desfaci mie ăsta, te rog frumos, că nu pot. Am mai fost odată când era evenimentul. A, cu ATV-ul ălălaltul. Dar nu, aia a mers pe aici, pe aproape. Mulțumesc. Da. O să fie super. Și am dat, îi dăm înainte, iau am dat. Cum e, mama? Hai să ne vedem și noi așa. Ia uite, vezi, în ăsta ne vedem în GoPro-ul ăsta. Pe aici, pe aici urcă, și cu ATV-ul și cu motoare, și cu toate. Bun, hai să dăm ușor înainte. Nu, pe dar n-ajunge pe jos, mamă, că să-l oprește în copaci. Ia uite. No. Ciobănei. Așa se numesc ăștia. Da, ciobănaș. Și bun de mâncat? Da, mamă, sunt din ea, când am fost cu vecinul și am luat atunci, de-am găsit noi pe Transalpina, mulți. Unde îi pui? Cum unde îi pun? Acum ei? Nu iau, că nu am unde să-i iau. Fac ciorbă. Uite o afina. Numai una? Două boabe. Bă, le-o cules toate, mă, fete. Hai să-ți dau și ție, hai. Nu, bun. Bureții nu iau, că n-am cum. I-aș fi luat, dar n-am cum. Astăzi cu lecție câteva afine. Bă, dar ce piaptă ne au mânele cu legivalul ăsta, de nu lasă deloc. Da, păi, dar eu cel puțin când culegeam, da. Culegeam alea mai mari de pe deasupra, restul le lăsam. Cu Dari în natura. Ce nebunie. Dezacuscă de ciuperci? Da, nu
Ia uite, așa am găsit eu aici. Vai, mamă, cât ai de mare! E de-a doua? Da. Mamă, dar ce? Ah, s-a rupt ăla. Uu, dar ai stricat. Da, mama, ia uite cât ai. Da, asta s-o fi luat la timpul ei, era... Da. E, împrăștie în sporii, porii. Spori. Da, da, asta e frumos. Uite, uai, mama, uite-te, nu cred. Am zis eu că mai trebuie. Ia uite, Doamne. Uite ce frumos. Vai de capul meu, uite-le. Uite și mai crește una mică aici. Aia lasă. Da, vai. Uite ce frumos. Da, uite-te la asta. Uite, mai e una acolo, uite-o. Păi. Uite una aici, ia uite-o cum stă. Da, și uite-le. Doamne, stai să le filmez, mama. Deci nu cred. Ia uitați cât de frumoase sunt. Ia uite-o. Deci asta e cam filme. Ha? Uite-te și pe acolo. Doamne, pupațe. În ce băgăm? Uite și acolo cât ies din aia gălbioi. Doamne. Să nu mai fie. Dacă sunt atâtea aici, e imposibil să... Uite acolo. Ia uite. Da. Hai, ce fain. Ia. Ia, vine acolo. Uite, una, două. Ia. Uite. Da, una, vai, două. Da, frumoase sunt. Îs din alea cu... Mă duc să iau telefonul să fac și TikTok. Cu pălăria închisă. Da. Doamne, deci nu-mi vine să cred ce e aici. La, lângă drum, uite, ATV-ul e acolo și nu... Vai, da, desfac din ghiozdan, mamă, și punem în ghiozdan. Nu, nu. Stai să iau și cuțitul. Și le tăiem așa frumos. Doamne, că nu-mi vine să cred, oameni buni. E, și dacă ai intrat prin pădure, cred că ai găsit de n-ai cu ce să le duci acasă. Ia uite. Ba, păi uite, a! Păi nu, dar zic, nu mult. Da. Și am făcut și 50 de bani. E, nu. Băi, dar nu-mi vine să cred că numai să le mai găsim. Uite, mai e una acolo. Uite, încă o sticlă. Uite, încă una aici, ia uite. Ia uite. No, bun, stați așa, oameni buni, că trebuie să luăm din ghiozdan. Ia uitați, oameni buni. Ia uite-te în partea aia. Acolo deja e alba. Da? Da. Eu pot să pui mâna pe ei, dacă vrei, da. Asta ce faci? Uite pe la aici. Ce faci, mă? Salut, salut! Deci nu, că oricum nu putem merge, că mă uitam să putem să urcăm, că aș vrea să te duc acolo în vârf. Vârful lui Pătru, dar nu-l văd pe aici, ne întoarcem și urcăm pe partea aia. Okay. Da, ce zici? Uite cât ești aici. Nu. Uite și pe acolo, ia uite. Care e? Nu, nu, pune mâna, fără frică, pune mâna. Uite, te miroase pe tine. Salut, mie mi-e drag de mult de voi. Uite ce frumos ești. Ce e, e mă, stai să luăm 11-le. Oricum le-am gata. Ce să le faci. Na, ce zici? Oh. Am mai fost o dată, că era mai dintre prindea tata de pot așa să punem mâna pe ei. Da? Da. Na. Frumos. Ce poate fi mai frumos de atât? Nu sunt potcovit, nu, deci nu. Ce poate fi mai frumos de atât? Ce fericiți sunt ei aici, mă jur. Nu-i deranjează nimic. Nu. Băi, ce dragi ești. Ține un pic casca. Trebuie să-mi fac asta, că prea... Da, ce să vă dau, că mă uitați ce vă dau. Ăla are clopot, uite, ăla mai. Da. Dar se vede, vezi că se vede care i-a rămăsat.
Păi are dita mai mădrunga. A, eu nu l-am uitat. Se vede că mai masiv. Păi nu, nu te... Nu mură dacă nu se ridică tot. No, stai să întorc. Da. Ține-o pe casca. Să întorc eu și... Ai, Doamne. Și nici nu se sperie de astea, știi? Și am ajuns la stațiunea Șureanu. Nu ne mai ducem acolo, nu? Că n-ai numai să te duci până acolo și ne întoarcem, dar n-are rost. Ui ce lanțuri au mașinile pe ele și ăștia din alea de găsă pe zi. Așa că vreau să iau cealaltă cameră. No, cum ți se pare? N-ai voie să simți. Nu, dar scrie, uite, scăldatul, păstrați ordinea și curățenia, scăldatul și pescuitul în rezervație naturală. Ai iezură, rezervație naturală. Da. Și nici cu costurile, că n-ai văzut. Noi am stat. A stat? Păi da, acolo. Ăsta e la cola. Ce? Sau când a stat cu corpul aici? Stai așa un pic, HDR. Video. Uite ce sare, uite, uite, uite. Și când sare unul, sar toți. Sar toți. Da, se flămânze, îți dai seama că ăștia nu au mâncare, ăștia trebuie să mănânce doar insecte. Da. Creți. Plin de ei. Da. Doar atâta cât se vede sau se mai extinde pe unul? Doar atât. Da? Da, doar atât. Extraordinar de fain. Dar uite-te, dealul. Da, înainte când am venit prima dată, anul ăsta, era plin de zăpadă pe sus, pe acolo, nu era zăpada topită. Da. Ne-am luat plăcinte. După tine, că nu știu pe unde să merg, e agitație multă. Ce ești? De la asta. Asta să taci. Haide, bine. Ai grijă în spate. Haide, vii după mine? Da, da, da. Deci bun, am ajuns la Oașa, e o aglomerație aici de te sperii. Și ne-am luat și eu că cu cașcaval plăcinte sau habar nu am, cum să zic. Da, plăcinte, langoș. Și vreau să zic că e teroare oameni buni ce e aici. Nebunie totală. Nebunie totală. Ne-a luat plăcinta furioasă. Teroare plină aici de oameni. Nu-i decât 25 de lei o plăcintă din asta. Cea mai ieftină 20 de lei. Te lumea de oaie. Și am ajuns la Oașa. Hai, dar ce a scăzut? Oare turbinează ăștia, mă, ia? Extraordinar de frumos, așa e? Ce nu am venit să vadă aici? Barajul. Barajul? Ia, barajul ăsta. Asta. Hai în partea asta. Nu-i sărată, n-are deloc sare. Mai mai putut să ajung asta după mine. Pe toate ne-o frăci, n-are de acolo. Măcar nu-i din ăla cu tubă. A, l-am găsut. Brânza din el. Uite, puse din asta, mai faci și mișto de mine, profile. Uite, belu. Mă, nu ce nu am. Da? Tu încă filmezi? Da. Vezi ce faci?
Asta e față mișto, le-a pus la început. Nu. Ba, ba nu. Pe partea asta s-a ocupat numai de... Da. Hai că s-a întoarce. Pescuit și seara venim dormim în ăsta. Dimineața mă duc la pescuit când te trezești la mine. Te fix aici, după ăsta. Da, ai, uite, pizza, mâncare, ai de toate aici. Când vin din partea asta, știu. Dar când am venit din partea elaltă, n-am știut. Bă, dar nu-i nimeni, frate, serios. Dacă n-ar veni nimeni vreo 2-3 zile, ce pește s-ar prinde, pentru că nu-i mai dă să mănânce. Ba, s-au găsit ăștia tot timpul. Și ăsta, Tibi, uite, încă una. Și după masă nimeni, frate. Hai mă, lași. A, uite, e cineva. Ia să vedem cine e pe aici. Aha, nimic. Bă, nimeni. În sfârșit acasă. Sunt determinați. Am stat ceva ore. Am stat și destul de mult, destul de mare traseul, dar a fost mișto, nu? Bunica mi-a așteptat. Da, are cu pisicii ei. Cu pisicii mei, frumos. Da, deschide și mie poarta. Îți dau telefonul tău. Sau nu îl iei cu tine, îl iei? Păi și ce-ți faci? Păi nu! Nu, păi da, eu mă duc până în casă. Acum. Așa. Ia uite, bă, a intrat ăsta pe cine. Oh, Doamne! Cam atât, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!